Partidul lui Băsescu, cu Băsescu în frunte, prezent azi dosarul de candidat pentru europarlamentare. Au și candidaților și alte acte și sute de mii de semnături. Dar n-am văzut niciunul de-al lor stea în stradă să strângă semnături. Toate corturile lor erau în asta, decorative, nici măcar acoperiș nu are. Partidul Tăricianu măcar nu ne minte așa de în ochi. Corturile lor sunt adevărate, dar că pe nimeni niciodată n-am văzut să strângă semnături aici pentru lista ALDE. Nici la Ponta n-am văzut pe cineva să strângă semnături. Dar azi prezintă lista de candidați și cu sute de mii de semnături. La USR parcă am mai văzut și echipe mobile strângeau semnături. Acum, dacă au prezentat ieri dosarul, evident nu mai este nimeni. Cu demnitate ne batem joc de drepturi. Uniți în hoție. Menținem sărăcia.